măsura 7.2 AFIR. Reabilitare drum comunal, 6,5 km. Este repartizat pe toate trei localități. 22.000 de metri pătrați pe Dunărea, 6.000 pe Seimeni și 12.000 pe Seimeni Mici. Sunt mai multe străzi din localitate care se vor reabilita pe măsura 7.2. Și însumează toate împreună, însumează 6,5 km de drum. Sunt bani de la Uniunea Europeană, reabilitare drumuri comunale. Valoarea este de 5.300.000. Nu. 5.300.000 de lei. Este vorba de o sumă de 995.000 de euro care vin de la Uniunea Europeană, iar diferența de 1.400.000 e cofinanțare Primăria Comunei Seimeni. Avem un proiect pe extindere școală, pe Ministerul, de fapt avem două, pe Ministerul Dezvoltării. Am prins un proiect pe extindere școală. Suntem la faza de execuție, deja am contractat executantul, deja a început să vină, am emis autorizația de construcție la școala din Seimeni. Nu avem decât 4 clase și acum, după noua organizare a învățământului, având și grupa 0, trebuie 5 clase. În comună care frecventează școala gimnazială numărul 1, Seimeni, sunt 185 parcă de copii. Acum facem extindere la școală cu încă o sală de clasă. Am venit și am prins toaletele în interior. Facem centrala termică, o aducem în interiorul școlii. Sper că constructorul ne-a spus că dacă timpul ajută, până în primăvară ar fi gata. Da? La proiectul de extindere școală sunt 670.000, exact nu pot, dar în jur de 670.000. Lei, da. Mai avem un proiect în derulare pentru construcție dispensar nou, dar acolo suntem la faza de achiziționare. Proiectul e ridicat pe SIAP. Cel vechi era construit în 1920, dacă nu mă, până în 1920, dar a fost o construcție veche, nu a avut fundație și deja a început să a crăpat, nu puteam să n-aveam, era imposibil să reabilităm. Un dispensar nou, cu etaj, că sus am hotărât să avem să facem laborator pentru un medic școlar. Și jos este cabinetul medicului de familie. La proiect 780.000 de lei. Avem încă un proiect pe reabilitare drumuri comunale de 10 km și un proiect pe canalizare. Tot Dumnezeu și-l prindem, comuna Seimeni nu cred că va mai avea nicio stradă nereabilitată. Nu, sigur nu va mai avea nicio stradă nereabilitată. Și va fi rigole de scurgere de preluat. Da, și rigole de scurgere. Datorită faptului că comuna Seimeni e pusă, cum e pusă pe dealuri, trebuie neapărat să avem rigole de scurgere. Mai avem canalizare, un proiect foarte mare pe canalizare. Costă mult. Chiar acum vorbisem cu proiectantul, este peste 22.000.000 de lei. Pentru că este un proiect mai complex cu 3 stații de epurare pentru fiecare localitate, da, stații mici de epurare. Mai avem reabilitare cămin cultural Dunărea și reabilitare și extindere cămin cultural Seimeni. Asta ar fi. La Seimeni e nevoie de un cămin cultural mai mare. Nu e extindere, pentru că în spatele căminului avem o fostă cantina ACAP-ului. Am avut grijă de ea și acum, odată cu reabilitarea căminului, vrem să o transformăm în bucătărie pentru căminul cultural. Și de-aia am spus extindere și reabilitare și extindere cămin cultural. Anul ăsta am încheiat reabilitarea școlii de aici din Seimeni. Am avut un proiect de reabilitare care s-a întins pe anul 2017 și începutul anului 2018. Am reușit să-l finalizăm. Păi nu, în interior s-au renovat tot ce înseamnă interior. S-au schimbat dușumele, că erau clasele pe dușumea de lemn, vă dați seama, nu se mai putea. S-au schimbat dușumele, s-au făcut interioarele, tot. Arată foarte bine.